Da, bun găsit tuturor, domnilor și domnilor. În seara asta un invitat care practic n-are nevoie de nicio prezentare. Este vorba despre fostul mare internațional și antrenor Cornel Dinu. Îi urez bun venit și în numele dumneavoastră. Și cum ziceam, chiar n-are nevoie să vi-l prezint. Totuși, în două vorbe pentru cei din generația mai nouă, Cornel Dinu este unul dintre monștrii sacri ai fotbalului românesc. A jucat toată cariera la Dinamo, pentru care a câștigat 6 titluri de campion ca jucător. A bifat 454 de meciuri pentru Dinamo și a marcat 53 de goluri, fiind în 3 rânduri, 1970, 72 și 74, desemnat cel mai bun fotbalist al anului. De asemenea, Cornel Dinu a jucat de 75 de ori în echipa națională și a înscris 7 goluri. A participat la mondialele din Mexic 1970. A fost secretar de stat. Mă rog, este un personaj complex și, ceea ce ar trebui să rețineți dumneavoastră, emblematic pentru istoria lui Dinamo și, deopotrivă, pentru cea a echipei naționale. Astăzi este expert Telecom Sport și vechi prieten al meu. Suntem oarecum de aceeași vârstă. Adevărat că eu am ceva mai mulți ani decât Cornel Dinu, care a trecut și el de bariera celor 7 decenii. Mister, bine ai venit! Îți mulțumesc foarte mult, Ovidiu. Îmi face o plăcere deosebită. Tu ai spus și mă onorează prietenia care o avem de atâtea decenii. Stăteam și mă gândeam zilele trecute când m-ai invitat la această emisiune, cum mai sunt eu mai belaliu cu sănătatea, și m-am adus aminte, s-ar putea să, deși memoria nu poate să fie perfectă, dar în momentul când ți-aduce aminte câte ceva, clapa aceea se deschide și îți spune cam cum s-au întâmplat lucrurile. Mi-aduc aminte că prin 68 sau 69 erai tânăr ziarist și, dacă nu mă înșel, ai fost unul dintre puținii care au scris un articol despre mine, parcă în 1969 cu revista Fotbal, când era atunci. Atunci am început, în 69, fost primul an, practic. Deci, mai contest pe memorie. Deci, ai scris un articol despre mine în momentul în care s-a decernat trofeul Fotbal. Dumitrache a ieșit pe locul 1 și eu pe locul 2. Și mi-aduc aminte că atunci tu ai scris un articol de prezentare a mea. Mister, mai greșește omul. Da, să... Însă, e adevărat că spuneai, suntem prieteni și mă onorează această prietenie. Și pe mine, pentru și pe că mine. Poate eu am mai greșit, că sunt mai zgubiritic așa în anumite momente, dar nu cu sufletul, poate cu vorba. Și dacă am greșit, iartă-mă. Problema care se pune este că tu ești unul dintre puținii care știu ce e adevărata prietenie. În prietenie trebuie să dai, nu să ceri. Și din ce în ce sunt mai puțini oamenii care sunt de asemenea sensibilitate și de asemenea educație. S-a numărul prietenilor, ca să zic așa. Au plecat foarte mult și, din păcate, cam vine viscolul peste noi și în ceea ce înseamnă prietenia și ceea ce înseamnă cu cine mai avem de-a face. Dar asta e altă discuție. Multe reamintiri comune, trebuie să vă spun una foarte pe scurt, împreună cu Cornel Dinu, el în calitate de selecționer, antrenor echipei naționale, eu în calitate de ziarist, am fost primii români care am mers în Feroe. Când am ajuns noi în Feroe, nu mai era. Și la un moment dat, în prima sau în a doua seară, ne-au invitat la televiziunea din Torșav, din insulele Feroe, cu un moderator. Și am vorbit 10 minute, un sfert de oră, după care moderatorul, fiind în transmisie directă, ne-a spus: vă rog să mă iertați că eu am puțină treabă și trebuie să plec. Și ne-a lăsat pe mine și pe Cornel singuri să facem o emisiune la televiziunea din Feroe. Ți-aduce aminte, nu? Dom'le, îți mulțumesc. Sigur că imediat ți-am spus că clapa se deschide a memoriei, dar tot la fel de bine mi-aduc aminte că în noblețea ta sufletească de a face bine ca ziarist și ca om care țineai la echipa națională, la fotbal, la situația noastră a românilor, tu ai fost acela care mult, puțin în 1990, cu 2 ani de zile înainte, când eram secretar de stat, ai venit cu doi italieni de bună factură și împreună cu ei ați oferit posibilitatea ca Dinamo să stea la campionatul mondial la Teleze Terme pe gratis.
Tu mi l-ai prezentat pe baronul Ianotti, pe Angelo. Erau prieteni și au rămas prietenii. Și au rămas și prietenii noștri, niște oameni de o calitate extraordinară și nu întâmplător atunci am putut să ducem echipa națională să, între puținele echipe care au participat atunci, care au stat fără să plătească nimic la Telez de Termen, a rămas o prietenie extraordinară. Sigur că, din păcate, s-au găsit unii care umblau cu pixurile până finanțele de atunci ale federației și am aflat cum se află, de obicei, totul, după vreo 2 ani de zile că au decontat fel de fel de lucruri care nu erau conforme cu realitatea. Cum să spun, ții minte spălatul echipamentului de 42.000 de dolari. Vezi? Dar vreau să spun altceva, că pe lângă lucrul acesta a fost prima dată când echipa națională a României a jucat cu aproape 8.000 de spectatori în tribună, suporteri. Da, da. Adică bine, atunci a fost interesant, ți-aduce aminte și secvența aia, deci echipa națională care stătea la Teleze, într-o comună de vreo 4.000 de locuitori la vremea respectivă, a mers să joace la Napoli. Și au venit primarul și, mă rog, notabilitățile orașului la Cornel și la mine, el fiind conducătorul delegației, eu reprezentând partea de presă. Încă o dată spun, tu ai avut ideea genială cu Teleze și cu și ne-au cerut bilete la meci. Și am zis, doamne, contracost, firește. Și am zis, mă, ori vrea și ei 1.000 de bilete. Ei sunt 4.000, toți, 3.000, 4.000. Au cerut 9.500 de bilete. Și păi ce faceți cu ele? Păi, doamne, zice, toate rudele noastre din toată Italia țin cu România, că e aici. Și au venit toți la meci. Iar când ne-am întors, ne-au primit cu torțe. Nu, ai perfectă dreptate. A fost un moment teribil atunci de fraternizare. Și mai mult decât atât, bine, au fost și... Ca de obicei, noi mai greșim reprezentanții, dar totuși, ca să aduci atunci 1.000 de oameni cu vreo 6 avioane puse la dispoziție de generalul Stănculescu, un mare patriot, Dumnezeu să-l ierte, și cazarea respectivă, care era exact cum spui tu, în toate sătulețele alea, prin casă, și mai mult decât atât, acasă, adu-ți aminte că în parcul de la băile Teleze Terme ale familiei Minieri, soția baronului Ianotti, care e un personaj demn de ghepardul, de un fel de Conte Salinas, deci pe lângă faptul acesta că au venit, erau acolo, erau cazați în vreo 3 zile. Atunci m-a impresionat foarte mult spiritul organizatoric al lui Sandu Mircea, care alături de mine, dar el în mod deosebit, 3 zile n-a dormit, a umblat până toate sate, până i-a așezat pe toți. Și lucrul ăsta la Sandu Mircea, toți suntem oameni, mai greșim, dar spiritul acesta organizatoric și l-a păstrat și cât a condus Federația Română. Sigur că a mai făcut și niște greșeli, dar nu întâmplător s-au făcut niște construcții pentru fotbal sub egida lui. Putea să facă și alte lucruri, dar asta e cu totul altă discuție. Mister, hai că să nu cădem în păpata nostalgiei. Da. Suntem la vârsta nostalgiei. Nici președinte mai bun decât Burleanu, una peste alta, așa? Doamne iartă-mă, nici nu se compară, nici nu se pune în discuție. Problema care se pune, cred eu, și tu o știi foarte bine, pentru că ești un om citit, un om cult, un om care faci legătura între realitate și istorie ca să explici anumite lucruri. Deci, puțini oameni rămân aceiași decenii de-a rândul la cârma unei instituții, a unei țări. Trebuie să fii dintr-un aluat complet aparte. Spre finalul carierei lui Mircea Sandu, cred că a făcut și anumite greșeli de a lăsa în urmă și soarta de a apare în continuare jucători de tradiție, de investiția care trebuia făcută în academie încă de pe atunci. Dar a întârziat un pic. A întârziat-o și chiar a evitat-o. Nu vreau să doar aduc în discuție aceasta, pentru că cel care i-a propus-o era unul din oamenii foarte apropiați lui și care îl cunoșteam foarte bine și cu care vorbesc foarte des și un tip de foarte bună factură. E vorba de Ionuț Lupescu. Erau niște bani în federație, tu trebuie să-ți aduci aminte, să câștigați proces. S-au certat la un moment dat Ionuț Lupescu cu Mircea Sandu. Suntem români, dezbinarea ne stăpânește în anumite momente.
Senzația este că o răcire, nu știu dacă o cert, a plecat de la acest subiect. Ionuț a fost crescut în centrul de copii și juniori de la Dinamo, știa ce înseamnă, ca și Sandu Mircea, care a crescut cu profesorul Traian Tomescu. Da, sigur, la școala sportivă numărul 2. Însă, din păcate, atunci, probabil că au fost alte socoteli, să-i dăm cezarului ce al cezarului. Banii care au venit de la procesul cu Loto Pronosport, dacă ți-aduce aminte, erau vreo câteva milioane. Da, 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 da. Ionuț a vrut să le investească de atunci în academie, știu precis lucrul ăsta, iar Mircea Traian a fost reticent. A zis, dom'le, avem nevoie și de alte lucruri. E adevărat că el a fost totuși un ctitor de federație, dacă ne gândim că pe niște relații, care tu le știi, și de cu azi, Platini și cu aia, nu au fost întâmplătoare, am contribuit mai mult la lucrul ăsta, dar el a știut să poarte imaginea României foarte bine. N-ajungi vicepreședinte la UEFA în comitetul executiv. Putea să ajungă și vicepreședinte. Candidat pentru vicepreședinție, dacă era un om ca acolo, tu știi foarte bine cum e acolo. Da, da, dacă sigur, nu ai o valoare, cum spunea Piștii Covaci, dacă nu ai cât de cât ce să spui și dacă nu te recunosc că ești un om interesant sau un om de calitate, să pun umăr lângă umăr și n-ai pe unde să treci. Deci Traian, din punctul ăsta de vedere, a făcut și multe lucruri bune, dar poate pe final a evitat și, vedeți, puțin, încă o dată spun și cu asta închei subiectul, puțin rezistă ctitor decenii de rânduri. Poate că primenirea aceasta a făcut și multe greșeli, dar în niciun caz foarte multe lucruri. În niciun caz nu primenirea perioadei lui Sandu Mircea, care avea totuși niște oameni de fotbal pe lângă el. Hai să ne gândim că era Dan Ionescu. Păi Dan Ionescu junior, exact. Nu, tu știi mult mai bine și la fel de bine. Dan Ionescu a fost creatorul Luceafărului. Era un fel de pedagog în Luceafăr cu profesorul Dan de la minister și așa mai departe. Așa. Și toți ăștia au fost dat la o parte și a venit pleiada asta de, așa zis, aleși ai fotbalului. Nu mai vorbim ce au fost alegerile, ce am semnat că ar trebui să rememorăm pe Caragiale cu... cu eu cu cine votez și voturile nu au fost pe valoare, au fost pur și simplu cumpărate de atâtea ori. Însă problema care se pune e că de la Sandu Mircea s-a căzut din lac în puț. Oameni care n-au nimic comun cu fotbalul, din toate punctele de vedere. Și mă surprinde că de curând am văzut că se lăuda un profesor la care, pe care îl respect din punct de vedere al capacității de profesor universitar. Este vorba de profesorul Dâncu. Și care a spus o inerție și un lucru inadmisibil, și anume că el l-a adus pe Burleanu și toată echipa aia la federație, terminând cooperativa din fotbalul românesc. Nu fac aprecierea respectivă, dar chiar dacă a fost o cooperativă, să ne gândim că cooperativa aia era cam la toate competițiile până în 2012. Da, reprezentarea internațională cu totul e complet greșit, dar depinde cu cine înlocuiești. Pentru că erau niște oameni proveniți din fotbal. Se întâmplă, Cornele, pe mine nu mă surprinde faptul că cei care conduc astăzi federația par să nu înțeleagă, să nu iubească fotbalul. Dar par, cum să spun, nici să nu-l înțeleagă, adică să facă niște lucruri în favoarea dezvoltării acestui fenomen. Dimpotrivă, ei iau niște măsuri care nu fac altceva decât să împiedice mersul înainte. Și cu asta am ajuns la echipa națională. Spune, te așteptai la această rușine, două înfrângeri, meciurile decisive în care ne pusesem cele mai mari speranțe, pierdute 0-2 cu Suedia la București, 0-5 cu Spania la Madrid, deci 7 goluri primite, niciun gol marcat. Dragul meu, Ovidiu, miracolul ar fi însemnat în condițiile care le știm ce înseamnă echipa asta națională de vreo 4 ani, perioada Daum continuată cu perioada Contra. Miracolul ar fi fost, se petrec miracole, dar așa cum spun prietenii noștri din Italia, miracolele le fac doar sfinții și uneori nici Vaticanul nu le recunoaște, care e la curent cu așa zis, miracolele creștinității, a credinței. Deci problema care se pune este că oamenii ăștia nu au nimic în comun, nu cu fotbalul. Au intrat în fotbal ca să-și facă un hatur, să-și facă niște mendre. Iar meciurile respective care le spui tu... E vorba și de niște avantaje, deci, nu numai de niște mendre. Deci știi cum e? Mendre. Spunem taică-mi Dumnezeu să-l ierte, avea o vorbă din popor plină de înțelepciune, spunem cum îți aștern ca să spun cum dormi. Păi cum să-ți aștern cu săracul Contra care e depășit? N-am nimic, l-am avut jucător, eu am spus de prima dată
că nu este un ales pentru echipa națională, nu are calitățile respective, considerând că echipa națională este o formă de academie și trebuie să ai anumite calități. Da, e nivelul cel mai înalt, totuși. Cel mai înalt, adică... și sunt cu totul alte calități care îl numesc pe selecționer decât cele la un antrenor de club. El a fost un antrenor de club, dar ca selecționer era mult prea mare pălăria și, din păcate, s-a ajuns la această confirmare. Bun, Conere, hai să o luăm așa, iartă-mă. Eu spunând chiar, iartă-mă, nedorici, uite, îmi pare rău, dar am avut această, câteodată ai puterea asta de anticipație, nu numai că nu ne vom califica, nu numai că el nu va face față postului respectiv, pentru că nu are pregătirea necesară și experiența necesară pentru așa ceva, dar și că vom termina pe locul 4, care 4 a fost anunțat. 4 e chiar... Da. E chiar rușinos locul. Bun, multă lume mă acuză că am avut ceva împotriva lui Daum, că e neamț. După părerea ta, Daum a fost un antrenor bun ori un antrenor rău pentru națională? Daum a fost un antrenor bun până la o anumită vârstă. Nimeni nu mai rămâne același de la o zi la alta. Momentul în care Daum a fost ales pentru echipa noastră națională, a fost total neinspirat. Nu vreau să intru în niște amănunte. Cine, de ce, se știu. E bine ca cei care au făcut greșeala respectivă, că nu aveau nici pregătirea necesară, să discernă, mă, ce calități trebuie să le aibă și un antrenor de afară ca să vină să conducă echipa națională. Mai mult decât atât, pentru prima dată, un străin la cârma echipei naționale. Noi, având un fotbal și fiind un popor cu niște particularități aparte și de înțelegere așa, convingerea mea per total, Daum a fost un antrenor bun, însă cu mari probleme în momentul în care a fost ales și adus la echipa națională, care nu îl mai recomandau cu nimic și în situația lui, felul în care se prezenta, și felul în care era fotbalul românesc și omul de care ar fi avut nevoie în această funcție. Deci aducerea lui a fost o greșeală sau nu? O greșeală impardonabilă din două puncte de vedere. Nu dovedise până atunci că selecționer, dar om a făcut niște rezultate prin Germania, la echipe de club. Și prin Turcia. Și prin Turcia, dar la echipa națională? Nu mai antrenase până atunci. Eu sunt adeptul ideii. Vedeți că nu este o axiomă, dar în general sunt puși la echipa națională, în proporție de vreo 75%, oameni care au mai antrenat echipe naționale. Sau gen Lipi, sau gen Trapattoni, știu, oameni care au confirmat an de rând că au știut să creeze echipe. Pentru că, la fel cum creezi o echipă de club, cam aceleași resorturi de la o scară mult mai mare înseamnă să creezi o echipă națională. Aducerea lui Contra? Aducerea lui Contra și a fost... Adică s-a justificat? Nu, după părerea nu, pentru că trebuia să stai și te gândești ce calități are Contra, ce a demonstrat până atunci, ce îi se cere, ce reprezintă fotbalul românesc în momentul acela și concordanța respectivă între ce calități are el, că sigur că are niște calități, și ce poate să facă în condițiile fotbalului românesc. Din păcate a fost mai mult o soluție aleasă în extremis, nu știu cum. Părerea mea este că din toate punctele de vedere, total greșită pentru ceea ce și Contra. Poate să fie un antrenor bun, probabil în timp, dar în niciun caz de echipă națională în condițiile în care a fost adus aici. Și ca dovadă stau foarte multe lucruri pur tehnice. De exemplu, el n-a jucat la niciun meci cu aceeași formulă de echipă. N-a jucat mai mult decât atât, cam cu același sistem de la un... Deci omul nu era pregătit. A folosit 54 de jucători 24 deci, de meciuri. Mie îmi pare foarte rău, pentru că l-am avut jucător și trebuie să te gândești, depinde însă cine alege, cine sunt ăia care l-au desemnat. Și probabil că vom ajunge și în a descifra acest aspect foarte interesant. Cine sunt cei care aleg antrenorul echipei naționale sau succesorul echipei. Ce calități au acești oameni? Ce reprezintă ei? Și discuția este foarte largă, pornind dacă... Cine crezi că îi cheamă? Sau îi pune? Eu îmi permit să-ți fac o singură remarcă, care o cunoști foarte bine, la fel de bine ca și mine. Întotdeauna, sfătuitorii tehnici ai federației după anii 60 erau oameni aduși în așa zisa comisie tehnică sau în colegiul antrenorilor,
care fuseseră antrenori confirmați până succese la echipele de club și antrenori la echipa națională. Eu vreau să-ți reamintesc că în 1992-93, când eu eram antrenor echipei naționale, că decadența vine treptat la noi și căderea în derizoriu, cei cu care îmi făceau o plăcere deosebită, așa erau niște reguli atunci, făcute de un om cu o anumită experiență, e vorba de Mircea Angelescu, care conducea de fapt alături de Sandu Mircea. Deci oamenii care erau în comisia tehnică, cu care eu mă întâlneam înainte de fiecare meci al naționalei să le prezint lotul și stăteam 3 ore de vorbă și îmi făcea mare plăcere, în proporție de 80% fusese antrenor de echipă națională. Cernăianu, Angelescu, Mielu Voica, Angelo Niculescu. Deci erau plus profesor universitar, profesorul Miu, de exemplu, care era o de la Politehnică, exact. Nu, profesorul Miu care făcuse știința București, da, tu știi foarte bine. Deci, dom'le, era o plăcere să discuți pe probleme. Oamenii ăștia te înarmau cu niște rațiuni prin experiență și competența lor. Păi tu te-ai uitat ce comisie tehnică este la ora actuală, că este ceva... Bine, acum, scuză-mă, dar Țiții Dumitriu e un antrenor care a câștigat niște campionate în România. Dragul meu, n-am nimic în comun. Există, după părerea mea, acolo, niște oameni cu o anumită experiență în sensul ăsta, cum ai spune tu, Țiții Dimitriu, chiar și Stoichiță. Stoichiță a antrenat vreo 3 naționale, da, Panama, Armenia... Da, mă, ai dreptat, Ovidiu, dar când el spune că în momentul... El spune că în momentul când antrena în Panama și mingea se ducea puțin mai lungă, cădea în canal. Panama ne trebuie nouă sau da. Armenia sau așa mai... Deci acolo sunt vreo 3-4 inși care, într-adevăr, ar putea să aibă opinie despre calitățile unui selecționer pe care să-l pună în funcție. Fac o paralelă puțin mai îndepărtată. De exemplu, în Franța, în perioada înainte de 98, când au câștigat titlul, comisia tehnică a federației era condusă de Aimé Jacquet. Aimé Jacquet, și care avea acolo mari, între care pe Hidalgo și așa mai departe, oameni care câștigaseră și ei campionate, antrenaseră Franța. Mi-e frică și am așa o reținere și un respect. Sunt foarte buni foști jucători în această comisie tehnică, dar care nu numai că n-au experiență de a conduce o echipă națională, n-au condus o echipă de club mai ca lumea. Nu dau nume pentru că le respect cariera de jucători. Dar calculați voi. Mister, hai să-ți spun ceva, să nu te superi pe mine. Nu. Faci niște observații juste și în general dure, la care eu subscriu. Dar oamenii știi ce vin, unii ce spun? Dom'le, ce vorbește Dinu care are pe conștiință 2-5 de la Coșițe? Cum răspunzi la chestia asta? Dom'le, e foarte simplu. Și mai există o necunoaștere condamnabilă, chiar oameni foarte apropiați, eu am să spun exact cum văd lucrurile după atâția ani, oameni foarte apropiați îți reproșează chiar ție, care erai și ești un ziarist influent și un om care știe fotbal, că ai fi insistat ca să-l pun în poartă pe Lung. Nicio legătură cu adevărul. Toată presa... Nu, dar așa, Lung era în momentul ăla cel mai bun portar din România. Două lucruri îți spun. Sau 3 lucruri, dacă vrei. Tu ești un om de analiză, ai văzut mii de meciuri. Spune-mi și mie dacă se aseamănă vreun meci, care a fost totuși un șoc teribil, care se petrece la un moment dat la 50 de ani, după părerea mea, cel 52. Dacă ai mai văzut vreodată vreun meci al echipei naționale care meciul a fost controlat de noi, da, da. Și am avut ghinionul la 3-2 cu 2 eliminați, ultimele 20 de minute dând 2 lovituri libere pe niște contraatacuri aiurea, să luăm 2 goluri. Aia a fost o fatalitate. O fatalitate în care nu este de vină presă. A fost presă. Un meci ciudat, un meci dragul unic, meu, să zic nu, așa. Sunt multe ciudățe, nu intru în ciudățe, nu, intru în lucrurile palpabile din punct de vedere al rațiunilor tehnico-tactice. Și anume faptul că, sunt 2 lucruri, faptul că la acel meci nu am avut altă soluție de a alege un portar, era recomandat de toți, eu m-am gândit cu niște rezerve, pentru că aveam, dacă nu mă înșel, vreo 38 de ani, 39, Silviu Lung, aveam niște rezerve din punctul ăsta de vedere, dar atunci, adu-ți aminte că echipa națională, după ce discutam componența ei în comisia tehnică, care am spus cine erau, mă duceam cu ea și era aprobată în comitetul executiv. Și practic, eu, în comitetul executiv, după 2-1 acela care a fost cu Ceoslovacia, cu Stelică, care a luat un gol puțin mai ciudat,
Comitetul Executiv, așa erau atunci regulile, mi-a interzis să mai aduc la echipa națională, nu știu dacă era rău sau bine, jucători care nu jucau la echipa de club. Recte la Salamanca, mi se pare, sau nu mai știu minte, era Stelea. Și atunci singura soluție care am avut-o era pe undeva... El era cel mai în formă portar din campionat. Mai departe spun. Și l-am trimis cu câteva, la penultimul joc înainte de cantonament, l-am trimis pe secundul meu, care am avut o colaborare deosebită, pe Gino Iorgulescu, să-l urmărească expre pe Silviu Lung într-un meci la Bistriță. A fost, nu-l mai țineau nervii, eu aveam aceste dubii, nu-l mai țineau nervii, a fost eliminat în minutul 83. Gino mi-a sugerat, domnule, e cel mai în formă, dar am senzația că nu stă bine cu nervi. Iar tocmai pentru ca să scape de presiunea așa zisă a presei, Comitetul Executiv nu l-a suspendat, l-a lăsat ca să poate ca să fie selecționat și ca singura soluție care... Eu știam, tu știi foarte bine, anticipam că la ce echipă reprezenta Cehoslovacia atunci, nu s-a mai mult de 7 acțiuni periculoase. Ei bine, au fost, sau șuturi pe poartă. Ei bine, au fost 7, din care 5 pe poartă, 3 în fază fixă. Merg cu altceva care vreau să spun. De calculat la meciul respectiv și în continuare, este faptul că șanse mai erau. Am fost debarcat eu, că așa era momentul, ca să scape presiunea care era pe birou federal, pe federație. Cel mai simplu e să dai capitanul la o parte, pe mine. Șanse mai erau. Dar te rog, care a calificat echipa. Dar cu șansele care rămăsese intacte pe ce făcusem eu până atunci. Dar te rog să reții, și cu asta închei, că nu-mi face plăcere, cu două aspecte închei. Primul, câți jucători au fost lansați în perioada 92-93, care au fost după aceea folosiți în echipa națională și 94, și 96, și 98? Eu am lansat aproape toată echipa națională în 92, în 93. Iau, singur, Stelea apărase înainte. L-am adus pe Prunea, mi-am dat seama că cu Luc n-am ce face, dar după aceea, a apărut Dan Petrescu, care mai jucase, a apărut Prodan, a apărut Mihali, m-am dus și l-am adus, Matale, știi cum, pe Belodedici din Serbia, cu niște eforturi deosebite, a apărut Dorinel Munteanu, a apărut Selimeș, a apărut Lupescu încă de la Campionatul Mondial, a apărut Răduceu, hai să ne oprim. Deci am avut și o contribuție acceptabilă. Și m-am lovit de un impact infernal în care soarta mi-a jucat o festă, o fatalitate care în fotbal se întâmplă o dată la 50 de ani. Dar adu-ți aminte, ca joc am fost total superior. Mister, ultimul care te-a atacat pe tema Coșiței a fost Reghecamp, cred că știi. Da, nu. Nu. Mă rog, el dorind și un gest frumos să-l apere pe Contra, care nu. E... nașul lui, așa că e... Da, nu intru în astfel de amănunte. Problema este... Ăsta e fotbalul românesc, pumetrii, problema naș, este fin. Că în momentul în care... Ni se întâmplă că suntem doar oameni. În momentul când lansezi ceva, chiar când este vorba de acuză la adresa cuiva, trebuie să ai niște argumente. Ori argumentele, dacă le-ar fi avut Reghecamp, de acele care le spun eu, că a fost un meci al fatalității, că din 7 șuturi am luat 5, de care 3 în fază fixă, eu cel puțin la primul gol care l-am primit pe minutul 34 din fază fixă, eu pur și simplu am înlemnit, că mi-am dat seama că Silviu Lung la 39 de ani nu știe să stea în poartă, Ovidiu. Stătea cu călcâiele pe linia de tușe, fără să stea un metru mai în față, cum stau toți portarii, ca să-și deschidă unghiul. Și din 3 a luat 3. Ce să-ți mai spun mai mult? Deci nu intru în nimic. Ai declarat la un moment dat, sau am visat eu, că l-ai salvat de la moarte pe Reghecamp. Cum? Ce e asta? Că eu n-am înțeles, recunosc. Dom'le, e o discuție care s-a făcut la timpul respectiv. Ceea ce pot să spun este simplu, dacă vreți o mai repet în câteva cuvinte. Eu am între mulți copii, și care țin la ei, copii între ghilimele fotbalistici, și ei sunt convins că îmi țin la mine, mă respectă, l-am pe Iulian Chiriță de la Târgoviște. Chiriță, eu când eram, antrenam Târgoviștea după Dinamo în 85-86, era în ultima clasă la liceu la Ienăchiță Văcărescu, un elev foarte bun și un jucător oarecum de perspectivă. Eu l-am promovat, eu l-am ajutat în continuare, i-am creat o situație deosebită și în Târgoviște, dar avea patima asta a jocurilor de noroc și a pierdut tot, a plecat în Spania. El m-a sunat în Spania să mă roage dacă cunosc în spațiu iugoslav,
dacă cunosc pe un cineva, Mile Iercovici, pentru că la un meci unde juca și Miriuță și juca și Reghencav, la echipa lor, la Cottbus, mi se pare, au jucat cu Bayern, sârbii care controlau și pariurile atunci în pariurile în Europa, cu niște băieți pe care fără să vreau îi știam, pentru care și pe acest Mile Iercovici, care fusese președintele lui Voivodina Novi Sad, era unul din oamenii din anturajul comandantului Jelko Arcan, prietenul da, meu. Lui Arcan, da. Și care se ocupa și cu așa zisele pariuri care sunt. Și el s-a dus cu niște bani la băieții ăștia și le-a spus: "Bă, băieți, dacă se termină 3-0, cum începuse nebunia aia pariurilor și încă de pe atunci, dacă se pierdeți cu 3-0, aveți 200.000 de marci." Și din păcate, spre final s-a făcut un 3-1, se pare, cu contribuția lui Reghencav, care a executat un penalti, și nu mai apăreau banii. Săracul Iulian Chiriță mi-a spus: "Ce, domnule, a venit ăla și l-a amenințat că să dea banii înapoi." Și atunci, eu, cunoscându-l pe Mile Iercovici, i-am dat un telefon și am mai cerut o păsuire de vreo 12 ore. Să vină înapoi cu banii, că nu e ca la noi în România. Acolo, ferească Dumnezeu, dacă nu ești de cuvânt, te trezești în rigolă. Și lucrurile acestea au fost dezbătute la timpul respectiv. Nu regret decât că am făcut, din toate punctele de vedere, că am făcut un bine. Am salvat un compatriot al nostru de la o tentație de care trebuia să scape și care nu trebuia să ajungă aici. Era poate obișnuit cu practicile după în România, în care poți să dai și iei și pleci cu banii și nu se întâmplă nimic. Dar cu sârbii era mai greu. Și n-am absolut nimic niciodată, decât faptul că cel pe care l-am ajutat, și erau și oameni, a fost și un proces, au apărut martori, toți mi-au confirmat versiunea mea. Așa, și lucrurile erau închise. Mister, îți propun să vedem o declarație a lui Contra după meciul de la Madrid și să o comentăm. Rog regia. Am asumat toată responsabilitatea pentru ce se întâmplă și pentru ce s-a întâmplat la echipa națională, dar ar trebui să faceți o analiză serioasă de ce se întâmplă în fotbal românesc și cu jucătorul român. Pentru că nu-i o mare dramă să pierzi de la Spania cu 5-0, cât e o mare dramă că ajungi pe un stadion ca Wanda Metropolitano împotriva Spaniei și nu poți să alergi și nu poți să ai o atitudine, și Spania are o atitudine mai bună ca ta. De ce consider că jucătorii nu au avut atitudine în seara asta, în special în prima repriză, care a fost absolut încrozitoare? Am insistat foarte mult pe această atitudine și pe cei 12.000 de români care au venit să-i vadă, dar se pare că mesajul nu a ajuns la ei. Dar personal, ai o explicație pentru lipsa asta de atitudine în calitatea de antrenor care a pregătit această partidă? O singura explicație, că necalificarea sau pierderea meciului cu Suedia a făcut ca jucătorii să se relaxeze din toate punctele de vedere. Și era păcat, pentru că în martie mai au două meciuri și dacă nu vor schimba această atitudine și nu își vor da seama de nivelul la care au ajuns și la care trebuie să joace, atunci nu se vor califica. Da, Cornel, e clar, deci Contra acceptă că a greșit, dar îndreaptă multe săgeți către jucători. Ești de acord cu el? Nu pot să fiu de acord cu el, pentru că ceea ce am văzut, declarația lui, întărește încă o dată, dacă mai era nevoie, faptul că el nu este pregătit și nu are pregătirea de a ajunge la un asemenea nivel și a interpreta. Eu plec de la un cu totul alt precept, l-am mai spus de câteva ori, tu-l cunoști foarte bine, mai ales când ajungi în postura aceasta de selecționer, ultimul lucru care nici n-ar trebui să-ți treacă prin cap, să dai vina pe jucător, că jucătorii tu i-ai ales, tu i-ai așezat, tu i-ai pregătit, tu îi montezi în teren, tu le crezi starea de spirit. La cluburi mai sunt presiune. Aici sigur n-a existat presiune. A făcut echipa pe care a vrut-o el. El a făcut o echipă total greșită din nou, din două criterii, dacă vrei. Și ca alegerea unor jucători, cunoscându-se cum este Spania, dar dacă vrei, după un criteriu care n-are nimic cu practica celebră, care să îmbini forma cu valoarea. Sunt 4 jucători, dragul meu Ovidiu, care nu jucau la echipele lor de club din plecare. Și atunci te poate duce cu gândul că sunt și niște lucruri necurate, așa cum au afirmat alții. Jocul unor impresari. Jocul unor impresari, și că de cele mai multe ori în fotbalul nostru sunt mult prea prezente și scriu o pagină nefastă. Iar aici, Contra trebuie să plece de fiecare dată, sau când ești la echipa națională, tu știi foarte bine
ești pus acolo ca să încasezi, să se dea în tine, trebuie să reziști și să pleci de la ideea, lasă-i pe ea. Dar eu ce am făcut? Sunt inspirat că am venit să joc cu Băluță și cu ea. Sunt inspirat că joc cu doi jucători care nu pot bloca jocul pe benzile terenului la o echipă care o cunosc, cum este Spania. Pentru că Spania și la București unde ne-am avut 45 de minute. Nu, Ovidiu, gândește-te că în tot ce se întâmplă, tu știi foarte bine, celebra ideea temporizării. Iar pe contra altfel, nu poți să-l pui un jucător, să-l trimiți, așa cum spune Alibec, în teren și să-i spui în meciul cu Suedia, fă și tu ceva pe acolo. Nu se poate așa ceva la nivelul ăsta. La Alibec, da. Nu se poate. Nu, și eu mai am o observație. Numai, deci trebuie să pleci de la tine, dacă ești pus acolo, trebuie să fii pus ca să și încasești răspuns de echipa națională. Dragul meu, Ovidiu, eu la Cosițe, la 52, lumea era pornită pe mine. Rezultat, cum este lumea să pornești? Și ține minte că au dat cu pietre, au dat cu... Și am stat acolo, că trebuia să încasez. Eu eram responsabil echipei naționale. După aia alte explicații cu totul altceva. Dar am spus, eu am greșit. La fel cum spun acum, indiferent de presă, indiferent de tot ce s-a întâmplat, eu trebuia să merg cu judecata până la capăt, simțeam ceva, nu joc cu lung. Intru cu ce aveam atunci, care nici nu prezenta o încredere deosebită atunci, e vorba de Prunea. Păi Stelea Miloase, Comitetul Executiv. Deci, în primul rând, trebuie să te gândești de la mine, cum spun nemții, de la ich. Mă, dar eu ce am făcut? Nu cumva eu sunt de vină? N-ai voie la nivelul ăsta să o dai pe jucători? Sub nicio formă, că jucătorii sunt produsul fotbalului și produsul tău, felul cum îi trimiți în teren. Pentru că, iartă-mă, Ovidiu, și cu asta închei, convingerea mea este că noi, la meciul cu Spania, în prima repriză, noi ne-am uitat după minge. Mingea era la ei. Pentru că Spania, ca și majoritatea echipelor care știu să facă la nivel de super performanță, temporizarea acuzată de echipa din 1970 de o parte a ziariștilor, prietenii noștri scriitori care nu mai sunt, inoculată din gelozia fără sens aluteașcă, temporizarea s-a practică în fotbal. Spania, aduți aminte și cu asta închei, și aseară, doi stopări rămân la centrul terenului când au în posesie, au trei jucători la mijlocul terenului și cinci jucători care împart lățimea terenului și atacă poarta adversă. Păi și atunci trebuie să știi să te blochezi? Trebuie să pui și niște oameni de sarcini duble? Păi săracul Coman îl poate ajuta pe întâmplătorul Toșca că a fundat stânga. Bietul Hagi joacă faza defensivă să-l ajute pe jucătorul aruncat în teren, nejucând nicăieri Benzar de atâta timp. Iertați-mă, primul care... Eu aduc aminte și cu asta închei, o întâmplare celebră, trebuie să mai glumim, că tu știi. Am asistat pe timpul la o discuție cu prietenii noștri dispăruți, fie țărâna ușoară, Conu Jean Barbu, Marga Barbu, era și era și Titus Popovici, Fănuș, Băieșu, Vadim, nu știu ce, și îi înjurau pe unul Dulea, care până în 80 și ceva era de la șeful, cenzură. La Comitetul, la Ministerul Culturii. Și îl jurau, Fănuș, care îl știi foarte bine, Dumnezeu, bă, dacă îl prind pe sub geamurile mele, dau cu cărțile în el, îl calc în picioare. Titus Popovici, care era un tip genial și un tip de esență, bă, vă sunteți nebuni? Păi, bă, cum să dai în Dulea? Păi, el da, e pus acolo. Și ăștia tot, cum da, e pus? Păi el e pus, mă, că e din cauciuc, tocmai ca să dai și să nu primească nimic. Când ești la echipa națională, trebuie să fii din cauciuc. Trebuie să fii din cauciuc. Ca să nu mai spun de greșelile care le-a făcut impardonabile pentru nivelul acesta și la care nu sunt ale lui. El e a fost un jucător bun, un jucător de temperament, un jucător de atitudine, nu un jucător de rațiune, un jucător de profunzime, un jucător creator. El a impresionat și foarte bine a impresionat prin atitudinea și prin calitățile lui fizice. Dar când ajungi la nivelul... A fost un luptător în primul rând, nu un jucător tehnic. Dar aici trebuie un strateg la echipa națională, luptător, te duci la Termopile și nu știi dacă reziști. Cornel, eu mai am o observație. În tinerire, de acord, toată lumea, cum să spun, subscrie aceste idei. Dar nu cumva este exagerată din moment ce împotriva Spaniei, la Madrid, nu mai spunem cine e Spania, joci practic o echipă de tineret. Ai 8 jucători care au jucat sau care puteau să joace la turneul final Under 21 din Italia. Nu e prea repede, nu e prea mult, nu e într-o cantitate prea mare. Nu, ai perfectă dreptate. Nu numai că e un risc imens,
dar compromis fără sens niște jucători care reprezintă perspectivă, indubitabil. Deci, am senzația că de data aceasta a fost mai mult o răzbunare fără sens a lui Contra față de fotbalul românesc. Uite bă că vi pun pe ăștia care s-au remarcat să vedeți ce dar faceți. Care i-ați vrut voi, că de care fapt i-ați vrut voi. Lumea vrea tineri. Da, da? Dar eu am fost cel care am continuat într-un fel ca și Mircea Lucescu tradiția de a crește jucători. Asta este o artă, e o responsabilitate, e cea mai mare bucurie care poate să o aibă un antrenor care își iubește meseria și care provine din fotbalul care l-a creat, să arunce în joc oameni care confirmă jucători. Este o plăcere imensă, mai mult nu se compară cu nimic. Ei bine, din punctul ăsta de vedere, el a greșit flagrant, pentru că și într-un meci cu Suedia, eu aș fi văzut, am dat exemplu, nu știu dacă îl știi, acum câteva zile s-a retras, da? Mă rog, noi consemnăm ce se spune, dar nu dăm verdicte. Spunem, domnule, l-a făcut așa, domnule, spunem cum trebuie să fac, domnule, sau să nu mai fac ce am greșit. Deci Hoeneß, când s-a retras acum din funcția de președinte la Bayern, l-a întrebat, în povestea doctorului Ieremia, care îl cunoște, că știa, l-a întrebat, domnule, zice, dacă ați luat 5-1 cu Leipzig și ați bătut pe aia pe 4-0 pe Dortmund, cum a fost? Păi zice, la 5-1 pentru Leipzig, ăia au avut mingea. La Bayern, când am jucat la Dortmund, ăia au dat în minge. Deci, dacă vrei, nu ce cuvinte la... Cu cât da, mingea este mai mult în posesia mea, cu atâta mai multe șanse să oprești adversarul. Noi nu avem cultura asta jocului, nici în educație, nici ca mentalitate de rațiuni tactice și de practică tactică și de aruncare în luptă, să păstrăm, să pasăm din educația incipientă și până la momentul oficial, care înseamnă premiera, jocul fotbalistic. Corect, dar vezi, și Suedia și Spania au fost niște echipe echilibrate din punct de vedere al vârstei. Nu numai tineri ca la noi. Suedia a venit cu Granqvist de 35, cu Berg de 33. Spania a jucat titular Cazorla, care pe 13 decembrie face 35 de ani. Deci, a jucat Albiol, a jucat Sergio Ramos. Noi ne-am pornit spunem și mie. Te rog, nu mai avem nicio limită. Dacă tot ai făcut pe bună dreptate judecata asta, explică-mi și mie, a fost vreun jucător din echipa Spaniei care să nu fie jucător la club? În aia care să, să nu fie titular la să club. Fie să fie titular stea și să joace. Și cine? Oamenii bine, de ce asta mai... e acum destinul nefericit. E la mintea cocoșului, iartă-mă. Iar eu îți spun din punctul ăsta de vedere că adu-ți aminte, tot vine în memorie cu Aimé Jacquet în 98. Adu-ți aminte că echipa aceea Franței care a triumfat pentru prima dată în istoria lor, de maniera în care au triumfat, avea media de vârstă 28 de ani și jumătate. Okay. Deci performanța mare se face cu o medie de vârstă înaintat. Problema care vrei tu, să, dacă îmi dai voie să dezvolt așa cum văd eu, jocul cu Suedia, mai ales la jocul cu Suedia, unde era prima șansă care trebuia să încercăm să ne valorificăm, trebuia să joace cu jucători care țin mingea. Sigur. Care știu, un Nistor, un Alibec, un Budelic. Corect. Și dacă vrei, și în momentul ăsta, chiar și cu Spania, dom'le, vină cu băieții ăștia că țin mingea, că dacă e la mine mingea, nu-i mai e la aia să ne dea cu terenul în cap și cu tabela de marcaj. Că iartă-mă, nepriza a doua, numai dacă am fost la Fatima să ne rugăm, am scăpat și golul al cincilea a fost marcat de un bas care el nu știe. La 4-0 la pauză. Dom'le, ne-au cauționat, oamenii dacă au fost civilizați. Dacă aveau nevoie de gol averaj, probabil că ne băteau ca pe Malta. Dom'le, am trecut pe lângă un 10-0. Da. Nu, dar nu-l iei pe Budescu, îl convoci pe Budescu ca să te afli în treabă și nu-l bagi niciun minut. Îl iei pe Nistor și îl bagi 17 minute. Pe Alibec tot așa, vreo 20 de minute. Nu se poate. Aici nu se face. La nivelul ăsta, de-aia spuneam de la început, trebuie să se gândească, dom'le, ce calitate de om pun să răspundă de echipa națională. Pentru că nu este a mea, nu este a federației. E a poporului ăsta. E o responsabilitate imensă. Și atunci trebuie să mă gândesc, dom'le, eu sunt cel care trebuie să le creez bucuria asta al oamenilor. Și atunci cu ce pot să le o creez? Cu piesele cele mai în formă, cu jucătorii cei mai în formă și cele mai motivați care arunc în teren. Nu îmi fac mendrele mele, între ghilimele, să pedepsesc lumea făcând chipurile o echipă care o vede presa sau o văd niște tehnicieni. Lasă să vă... Asta e nivelul foarte mic. E nivelul distrugerii. Lasă că vă arăt. Uite, v-am băgat pe ai voștri și uite ce s-a întâmplat. E derizoriu. E dramatic. Dar... Și probabil că a existat și astfel de... Cornel, hai că vreau să trecem un pic și la Dinamo și ne îndreptăm către final. Spune, crezi că la
play-off-ul ăsta, la barajul ăsta din Liga Națiunilor, avem vreo șansă? Cu Scoția sau cu Islanda și ce mai fi după aia? Deci, cum să spun, am explicat cum văd eu problema asta, cine-i selecționer, ce-i cu bietul contra. Pe cine ai pune tu acum selecționer? În primul rând, e o inadvertență care dovedește în continuare amatorism total la federație. Îți spun, îmi dai sau nu îmi dai dreptate, dar probabil că vei fi de acord cu mine. Nu se poate ca tu să știi că mai există șansa asta a Ligii Națiunilor, care e o invenție, mai trage un los, cum era pe timpuri, că de jucarea los în plic și îți mai dădea un los, mai trage o dată. Deci nu se poate să ți se oferă șansa asta și tu să-i faci contractul antrenorului până în decembrie. De ce spun asta? Pentru că am mai și spus-o și o repet. Nu știu de regulamentul. Trebuie să știi de toate. Pentru că eu, de exemplu, dacă aș fi avut competență... Acum nu știu dacă n-a apărut asta mai târziu, după ce au semnat cu contra. S-ar putea să fie și problema asta. Problema schimbărilor contra se poate pune doar în momentul în care vezi că nu mai e nicio șansă, dar mai apare o șansă la orizont, și vezi că el, așa cum se spune popular sau în vestiare, a pierdut hățurile, nu mai are autoritatea asupra echipei. Și pentru asta trebuie să facă o judecată niște oameni cu experiență, care, din păcate, cu excepția lui Dumitriu, poate a lui Stoichiță, mă gândesc la Polzan, că sunt și niște nume acolo. Polzan a fost până în echipele naționale, e singurul profesor universitar corect, de acolo. E un timp serios. Pe timpul nostru, 70% erau toți profesori universitari. Deci, după părerea mea, aici trebuia gândit simplu, echipa merită un șoc că nu mai este niciun fel de șansă, sau dacă cei care sunt în măsură, comisia tehnică, să judece că el și-a pierdut autoritatea morală și tehnică a jucătorilor, în momentul ăla trebuie să te gândești foarte clar, rupem contractul și plec cu altcineva la drum. Pisica în două, cum să zici. După cine ai pune, dacă ai putea să decizi? Dom'le, Ovidiu, deci, după părerea mea, la ora actuală, în condițiile fotbalului românesc, care nu sunt chiar atât de dramatice cum se priveghează, trebuie un om cu experiență, un om care știe ce e și fotbalul internațional și fotbal, și care a mai trecut prin aceste furci caudine ale antrenorilor de echipă națională. Nu știu dacă prietenul meu Mircea Lucescu mai are disponibilitatea și forța necesară. Adică... Atunci, în condițiile actuale, eu mă gândesc la doi antrenori care au mai antrenat echipa națională a României. Și aceștia sunt Belloni și Hagi la ora actuală. Belloni și Hagi. Bun. Am în privința șanselor, ce crezi? Și Scoția și Islanda sunt totuși echipe de mâna a doua, adică nu sunt deci, super puteri. Este, dacă vrei, o binecuvântare că ni se mai oferă această șansă să mai avem posibilitatea într-un meci de baraj să ne apropiem, să ne calificăm, să jucăm în fața propriilor spectatori. Deci este o șansă mare de tot care ni se oferă din neant și care trebuie valorificată. După părerea mea, după raționamentul că există echipe poate mai puțin dotate tehnic, dar care sunt bine pregătite, bine antrenate, care sunt montate să aibă o lecție eficiență de joc în funcție de calitățile lor, care pot învinge o echipă mult mai bine dotată. Așa este. După preceptul teribil, dacă vrei, celtic, că o armată, cum spun ei, o armată de lei cu un cerb în frunte, este mai ușor de învins decât o armată de cerb cu un leu în frunte. Deci asta este valabil și în fotbal și, bineînțeles... Da, Islanda a avut un moment de boom, deosebit, dar se pare că... Bine, ce spun eu cu învățământul acesta celtic vine de la ei, de acolo, de la britanici. E de-al lor și e din civilizația lor, care corect, e cu totul altul. E aceeași nu e atât de emotivă mentalitate. Cum este la noi sub 46 de grade. Mister, mai avem 10 minute. 10 minute îți propun să vorbim despre Dinamo. E mult? E puțin? Nu. Ajunge. Timpul este cel mai mare adversar al nostru, dar când stăm de vorbă noi doi, este un dat. Am înțeles, dacă am înțeles bine, că Ionuț Negoiță acum a întors un nițel și nu mai vrea să vândă. Nu știu ce vrea să facă.
Știi foarte bine că se cunoaște acum vreo aproape 2 ani de zile, un grup de suporteri dinamoviști mi-au prezentat un proiect care tu știi foarte bine că se petrece în lumea fotbalului mondial de decenii întregi, acesta de al participării suporterilor la bugetul echipei. Acest proiect Socios. Eu l-am îmbrățișat pentru că și eu și tu avem o experiență extraordinară. Știm cum exista fotbalul înainte de 89. Fotbaliștii erau profesioniști reali în fotbalul de atunci. Numai pe hârtie erau amatori. Iar un fotbalist de la Steaua, de la Dinamo, de la Craiova, câștiga de 3 ori lunar decât câștiga șeful statului. Pentru că veneau bani de la Ministerul de Interne, bani de la Ministerul Apărării, cotizațiile care le strângeau primii secretari până în provincie. Fotbalul avea un mod de a exista, care semăna, dacă vrei, bine, cu ce s-a întâmplat în Anglia până la 1880. În Anglia, bineînțeles că fotbalul în Anglia era făcut de muncitori, de aia care erau la șantierul naval, de aia care erau într-o topitorie, în arsenal, și au făcut prima lor, au cerut să fie reglementată, recunoscută meseria de fotbalist. După care, la câțiva ani de zile, la o grevă, li s-a recunoscut să fie plătiți pentru ce fac pe lângă sudură sau, eu știu, tinichigerie, ce fac fotbalistii. La noi, la ora actuală, nici acum nu este recunoscut statutul de jucător profesionist în nomenclator. Este ridicol. Dar nu asta este problema. Problema care se pune este că eu văd cu greutăți mari, că e vorba, te lovești de mentalități, de practici așezate în timp, o soluție de reviriment și financiar, și bineînțeles și, dacă vrei, moral de prezență pe stadioanele noastre atât de golașe și de deprimante. Prin Socios. Prin Socios, printr-o reîntoarcere, care atunci se făcea, stadioanele erau pline, știi foarte bine că nu era altă distracție. Da, mister, dar găsiți atâția? Că înțeleg că până acum s-au înscris 60 de ani sau ceva. Ovidiu, cu 60 de ani nu poți să cumperi o echipă. Tu mă știi de când aveam 20 de ani. Sunt un luptător până la capăt atâta timp cât mai respir și văd. Cred în această idee, cred în unitatea tuturor suporterilor dinamoviști, dar din păcate istoria, comportamentul nostru, dezbinarea asta care ne macină de atâtea decenii și care acum este și sădită, cum a fost de multe ori, din afară, sigur, îmi dă voie să-ți dau dreptate în ceea ce privește o circumspecță în realizarea unui astfel. Trebuie să fie mai mulți ca să strângă bani, să puteți cumpăra. Dragul meu, Ovidiu, deci într-o estimare acum 2 ani de zile, când au văzut băieții ăștia bine intenționați, care erau suporteri dinamoviști, estimarea era că ar fi vreo 40.000 de oameni cotizanți care ar fi să cotizeze. Dispuși să cotizeze. La o cifră modică, să spun, de 100 de euro pe an. Deci, automat, ceea ce e ok, adică ar fi un 4 milioane. Ar fi un 4 milioane. Dacă stai să creezi și niște resorturi de societate eficientă, nu după modelul societăților fotbalistice de califi sau de șeici al nostru, sau de comanda la mine, că eu le știu pe toate, trebuie să creăm o formă populară. Eu văd modelul balcanic al Stelei Roșii Berga, am vorbit și de el. Da, da. Adică sunt un buget care are vreo 35-40 de milioane în ultimii 2 ani de zile, în care veniturile întâmplătoare sunt cele de la Champions League, care sunt vreo 15-20 de milioane. Alea nu intră în impozit, că ei știu să-și... Impozitul este ceea ce e pe hârtie, ce câștigă ei. 5 milioane de la Gazprom, 1 milion de la Telecom Serbia. Deci și eu încerc, pe lângă suporteri, să creăm un resort cu niște oameni foarte bine pregătiți, juriști, bancheri, să creăm un resort în care nu va mai conduce un mesia, că îl cheamă Popescu, să conduce un consiliu de administrație, cum am văzut eu în 90 când am făcut meciul acela. Și eu cred că ai fost și atunci cu mine la München, meciul acela organizat de Țiria cu 500 de mii, că am plecat în Algeria. Atunci am văzut prima dată, și tu știi foarte bine, exista atunci un 70% cotizație, dar erau vreo 4 firme care luau din acțiuni, Allianz, Mercedes, Adidas. Dar cel care conducea, adu-ți aminte, dragul meu, erau Rummenigge, Beckenbauer era sănătos atunci, era Hoeneß, iar cel care conducea Consiliul de Administrație era un bancher care conducea Allianz. Deci nu era ceva întâmplător. La fel cum în Federația Germană, noi spre asta trebuie să tindem. Nu vreau să fac niște paralele. Sper să faceți asta la Dinamo? La mine speranța nu moare niciodată. Cred... Bun, cât suportere aveți acum dispuși să cotizeze? Dragul meu,
Dragul meu, deocamdată pot să spun estimarea care s-a făcut de 40.000 din care ar vrea să participe la acest proiect. Din care... Mister, sunt 40.000, că înțeleg că sunt 60. E distanța nu, mare sunt, de la 40.000. Sunt 40.000 acum un an și ceva care și-au oferit și au prezentat opțiunea de a participa la acest proiect. Reușim să-i activați pe ăștia? Dom'le, eu cred că reușim să-i activăm. De ce spun? Pentru că tu știi foarte bine, la noi, de la vorbă la faptă, de multe ori este o mare distanță. Eu sunt conștient și de lucrul ăsta, dar mă zbat în continuare. Mai sunt niște lucruri de pus la punct. În primul rând, site-ul ăsta trebuie să fie mai simplu. Am să spun că din acești 40.000, foarte interesant, foarte mulți vin din străinătate, așa zisa diaspora, care n-au uitat, Dinamo este un brand. Am intrat și cred în acest program de unitatea tuturor suporterilor, indiferent de ce a fost, e altă discuție. Mai bălăcărit decât am fost eu că am mers pe acest proiect, n-am fost nici când jucam de adversari, cât au făcut o parte din 2-3 inși care nu reprezintă masa de suporteri dinamoviști, care au senzația că sunt ei taie și spânzură în așa zisul PCH. E o altă discuție. Eu știu să iert, știu să înțeleg, e deschisă pentru toată lumea această poartă, pentru că este poarta binelui lui Dinamo. Și e foarte bine să reușească un prim model ca să creeze după ea alte modele care să urmeze. Alte șanse n-avem. Tu știi în ce lume trăim? Într-o lume a globalizării. O lume nu știm dacă va reuși. Deocamdată noi trăim într-un moment, știi foarte bine, spunea de multe ori la noi, așa, peorativ, cu un umor amar, dom'le, se greșește că s-a dat briciul la maimuță. Nu, acum steagurile s-au dat la maimuțe. Iar nu știm ce înseamnă această globalizare, poate că e o idee onorabilă, foarte bună pentru unitatea populației globale, dar nu știm cum se va realiza, ce suferințe sunt și de aceea ideea de a fi unitate în diversitate este mai mult decât viabilă. Din păcate la noi, și ăsta e impedimentul major și la proiectul ăsta care îl spui tu, este că la noi este mai mult dispersie și dușmănie în diversitate decât unitate. Domnule, în diversitate. Ultima chestiune și îți mulțumesc că ai avut răbdarea să vii. Ce se aude cu stadionul? Știi ce se întâmplă? Scuză-mă. Stadionul se construiește la Giulești, se reconstruiește. Se construiește cel din Ghencea. Ultra și dinamoviști vor fi cu atât mai frustrați când, eu știu, rivalii lor istorici vor avea stadioane noi, stadioane îngrijite, încăpătoare, iar ei vor sta din nou în groapa aia din Ștefan cel Mare. Dragul meu prieten, haide să calculăm că se face un stadion Neumann, baronului la Arad. La Arad, corect. S-a făcut la Teleorman. La Târgu Jiu s-a făcut. La Târgu Jiu. Mă rog, e bine că se face. Problema stadionului lui Dinamo este foarte simplă. Este de genul drobului de sare care stă deasupra și nimeni nu-l ia și amenință copilul. Eu am fost cel când eram președinte, care, tu știi foarte bine, datorită preceptelor care le au la UEFA, nu-ți dădea voie să joci în competițiile europene acasă dacă n-aveai nocturnă, tabelă de marcaj. Am făcut proiectul acela, după care de-a lungul a 15 ani s-au derulat felul de operațiuni din bugetul Ministerului de Interne. Din păcate, eu am fost schimbat în 2001, când au început de conturile respective în timp, nici până acum Ministerul de Interne nu a clarificat cum s-a făcut construcția, cât a costat, care este realitatea. Și au fost două corpuri de control ale Ministrului de Interne în 2008 și al doilea a fost de curând al lui doamna Carmen. Dar nu vreau vinovați. Cert este că mingea, dacă vrei, este în curtea Ministerului de Interne, corect, care are deci toate... Ministerul, e problema Ministerului, nu al lui Nicolae Badea, Mă, Ovidiu, ieri vorbeam cu prietenii noștri la telefon, mă sunau de la facultate, mari juriști, Emil Molcuț și Nicolae Popa. Da. Dacă ne-ar auzi că facem greșeala asta, care o fac câteva sute de mii în România, să zică că Badea-i de vină, nu știu, dar cel puțin o pereche de palme mi-aș lua. Pentru că proprietatea este unică, indivizibilă, este a statului și în formă privată și în formă publică. Deci proprietatea este și acum, când a fost dat în folosință lui Nicolae, e tot a statului. De-aia Madame Pătrășcoiu de la compania aia de investiții spune
dați-mi obiectivul lipsit de sarcini. Dar acolo nu s-a decontat tabela de marcaj, lucrările ulterioare, s-au dat 8 milioane pe un teren la Brașov, al Dinamo Brașov, care a costat 1 milion. Toate acestea există într-un raport, eu l-am prezentat, pentru că mă doare și țin la Dinamo. Și Dinamo m-a creat. Ești optimist că se face stadion? Sunt convins că se va face și sunt convins că vom găsi înțelegere. Da, pe timpul vieții noastre sau? Asta nu mai depinde de noi. Nu mai depinde. Mulțumesc mult. Doamnelor și domnilor, încheiem aici. Dați-mi voie să-i mulțumesc lui Cornel Dinu, dumneavoastră că v-ați uitat. Ne reîntâlnim miercurea viitoare. Până atunci vă urez tuturor să vă meargă cât mai bine.